Bun Bonjour. Bonjour. Ce faci? Bine. Nu crezi? cred. Dator de mine? Da, normal. De ce nu crezi că fac bine? Pentru că te cu bine, Domnica, de, de peste 20 de ani și știu că ai o agitație. Te simt. Aoleu, Moris, mă cunoști prea bine. Mă cunoști prea bine, da. mi-e frică de asta. Simt. Simt agitația, simt, simt o anxietate, simt un nerv, simt o angoasă, simt ceva. Trebuie să-mi spui ce ai. Nu pot să-ți spun acum ce am, dar am, eh? ai dreptate că am ceva. De ce nu poți să-mi spui? Acum, în această, bine, întâlnire, dar... în această da, întâlnire? În această vrei întâlnire vrei să-ți spun? În această întâlnire vreau să-mi spui, da. Lasă, de uite, ne întâlnim noi deodată la un pahar de vin și îți povestesc. Zici? Dar ți-a crescut părul. Da, da, și nu mai stă, dragă, e ud, trebuie să mă duc. N-am avut timp să fac nimic. Da, ba, da, da stă crescut. foarte bine. Și să, mie cre crescut. să crească, dragă, să crească. Uh, dar să știi că mai luat prin surprindere cu tema live-ului de azi, că am găsit un mail dimineață și scria acolo de la domnica Mărgescu, nu știu ce, uite, vin cu această propunere, cum nu trebuie să se îmbrace o fată la prima întâlnire. Exact. M-am gândit că o să-ți placă Da, asta. Da, mai, domnica, dar stai puțin că trebuie să, trebuie să delimităm niște aspecte aici depinde de fată. Depinde cu cine se întâlnește fata. Dacă fata e bucesă, să poate îmbrăca în orice fel vrea ea, până la urmă pentru, știi ce zic? Adică sunt mai multe zone de interes. Știu. Dar tocmai de aia am ales câteva poze ca să putem să da. avem un punct de pornire, știi? Am ales câteva poze A. care mi s-au părut mie uh, da. cumva proaste pentru o primă întâlnire. Adică poze, ținutele acestor fete da. din aceste poze nu mi se par potrivite pentru o primă întâlnire. Știi? Atunci, sigur că depinde și eu până să-mi arăs pozele. Pot să spun și eu ce cred că nu ar trebui să facă o cetățeană la prima întâlnire? Ce? Hai ai să luăm, nu știu, cazul relativ clasic al unei cetățene care se întâlnește cu un cetățean. Deși foarte bine există cetățene care se întâlnesc cu alte cetățene. Știi? A, da, dar da. hai să ne referim la cetățenele cu cetățeni. Să da. nu se încoțopenească. Să nu se încotăpenească. Uite, eu, eu da. am îmbrăcat azi. Cum m-aș îmbrăca la prima întâlnire? Uite, eu așa m-aș îmbrăca la prima întâlnire. Dacă aș mai avea o prima întâlnire, așa m-aș îmbrăca. Cum mă vezi? Nu știu ce în partea de, de jos. Păi A, okay. O pereche de jeans sau o pereche de pantaloni negri, dar mai degrabă jeans și nu știu, niște maxim, maximor, o pereche de kitten Hills. Ăia ai mei, alb cu negru, de la Sun, da. cu tocul foarte mic, știi? Da, da. Ce părere Dar ai? ce părere ai despre încoțopeneala aia la prima întâlnire? E groaznică. Bucla, bucla, bucla. Sexinesu, Iluminatorul pe arcadă. Fetițe, dacă mai văd, deci acum iluminatorul se pune așa. Deci, sopeala acestui iluminator care a distrus generații, practic, și știi foarte bine unde și are originile. Nu mai intrăm în detalii. În <gângătă> România? În România și nu numai, dar în special în România. El se aplică discret, țopește, sătesc aici. E ceva atroce. După aia mai nou, lăsând la o parte zona asta, la fel sătească. E, acolo îmi place și mie un pic, să știi. Nu, no, acolo îmi place și un să un te să n-aud, e popular. Uite, m Mandat, mandat, și no, no, no. un pic. Nu se vede, dragă. Tu știi la ce mă refer. Așa, e, și mai nou, mai nou, să cu iluminata a ajuns aici ah. și aici. Pe asta nu stia, Moris? Dar de ce-și pun? Vreau să știu de ce-și pun. Eu vreau să-mi explice cineva. Uite, invite, dragă, o make-up artistă, tura viitoare. Să ne explice de ce se pune aici iluminator, au mâncat o căniță, a rămas ulei, ce, ce păi se nu întâmplă aici în zona asta? Ca să se, ca să arate buzele mai mari, cum de ce, probabil. E a, un deci e un fel de booster. Nu bine. E o? un booster, e un booster. E un booster, da, da, Aaaa. normal. Să-ți facă cumva, să-ți sculpteze nasul, Auză, să știi? eu vreau să știu așa, la ce chincă, la ce splendoare din această lume Blundo, de unde vrei tu, de la Paris până în Mongolia, ai văzut booster deasupra buzei, fetiți. Eu n-am văzut la niciuna. Păi nici nu am văzut, dar depinde ce model ai. Tu știi foarte bine lucrul ăsta. La cine ne păi uităm asta noi, spun. nu poartă păi... iluminator deasupra buzei. Dar dacă cetățenele despre care vorbești tu au alte modele, gen, nu știu să-ți spun acum, niște din gașca Kim Kardashian, de exemplu, probabil că ele fac lucrul ăsta și atunci li se pare că ar fi ok. Da. Nu, e nenorocire. Vreau să spun că mie mi este invadat Instagram-ul și n-am înțeles de ce, de tot felul de tutoriale de make-up. Dar eu nu înțeleg de unde, pentru că eu nu urmăresc asemenea orori. E, și când deschid feed-ul ăla, e plin de niște jorsenii, mare parte în America, atenție, Beverly Hills dar, Dar eu nu mă uit niciodată Tutoriale la de make Păi timp? tu greșești că te uiți, te uiți. Adică sigur că poți să uiți și acolo. Nu dau, eu nu dau, domnica, eu nu dau click. Dar sunt videouri și le văd în in the making, știi? Și dau, dau, eu dau, niciodată da nu, și mă uit, blocuri. nu mă uit niciodată acolo. Mă uit doar la persoanele pe care le urmăresc. Și păi care... De asta îți spun uh, și eu că nu mă uit în viața mea, dar în feed n-am înțeles de ce. Mie mi-apar niște tutoriale de make-up. Și alea nu sunt machiaje, fetiță. Aia e vopsitoria auto e, e cu totul altceva. Deci fetele astea n-au înțeles că e o diferență enormă, nici măcar subtilă, între a te machia și a te vopsi, a te spoi. Că ele fac o spoială acolo. Chestia asta cu, cu blașul, cu conturingul, ăla nu-i machiaj, aia e o desfigurare, practic. Știi? Nu, știi ce e aia? Aia este... Uh, gen pasul dinainte de operație sau de botox sau de... Da. Deci înainte Nic? de o generală, când îți faci tu o generală și te înlemnești toată discret pe tipul de nu mi-am făcut dragă nimic, am o cosmeticiană bună, pă bune. Știi cine zice așa, nu? Că are o cosmeticiană bună și e înlemnită toată. Și cu două mingi aici. Dar are o cosmeticiană bună. Gen i-a zis să ce? Să se frece cu mușețel? Ce-a ce făcut cosmeticiana aia? Dar au ajuns niște baloane care ies din ecran. Dar mă rog, cântă bine. Măcar atât. Da. Așa, deci o, hai să vedem cum, cum, nu te... Păi, cântă bine! Cum nu te îmbraci dar la putin, prima întâlnire. Spune-mi întâi mie dacă aș fi bine îmbrăcat așa pentru o primă întâlnire, te rog. Sau o, așa cum ești acum? Nu, dragă, cum sunt eu acum. Sau ar crede cetățeanul că sunt prea simplă și că nu dau importanță no. întâlnirii. Păi înseamnă că cetățeanul ăla nu era sortit și menit pentru tine, fetiță. Dacă cetățeanul ar crede că tu așa ești prea simplă, îl trimitem pe cetățean discret la mamaia, a început sezonul. Găsește. Nu, chiar nu-mi fac griji. Nu-mi fac griji. La mama găsește, sigur. Sigur, 100%. Da. Ce vrea el. Da. Hai să începem. Auzi, da cu asta mică, cu asta mică, ce ai, săraca? De ce nu se îmbrace cineva? Dați, ți dragă, poza, că mă dă pe mine acum. Dă-mi da poza. Nu, ce... De ce să nu se îmbrace, dă-ți cu asta mică? Ști... Nu, îmi place și mie, e foarte fashion, dar nu este flatantă, da. ținuta pentru pentru silueta ei, nu știu, că adică nu-i flatantă pentru o primă întâlnire. Știi? Pur și simplu, nu-i flatantă. Fusta asta retro, cu acei tenișuți în picioare, cu un t-shirt, mă rog, da, nu, mă rog, mă rog, știi că îmi place. Da, ba, și pe aia da? săracă, a plecat și ea și-a pus fustița aia și-a pus un sneakers, e modernă. Are o poșețică, păi, dacă, râde, dacă e pozitivă. Se cu un hipster, <laughs> Dacă se întâlnește cu un hipster, e perfect. Da. Uite, dacă s-ar întâlni cu Miloș, la A1, că s-a deschis A1. Alo, atenție, sunt alea prea încoțopenite în față, acolo. În sfârșit, mă rog, dacă s-ar întâlni și cu Miloș la A1 într-o seară și s-ar prinde și ei, mai la o oră discretă ca să nu fie prea matrafoxate, s-ar vedea frumos în primeu, perișorul, poșeței ca nu văd bine, dar mă rog, Hai mă, că eu, asta mică e ok. Da, mă, e drăguță, e drăguță, ai dreptate. Da. E drăguță, stai stai puțin. Așa o săracă. n-am dat exemple, n-am dat exemple doar de uh, fete îmbrăcate urât. De ce crezi asta? Mm -hmm. Am venit și uf, îți arăt care nu-mi plac. Asta și mie îmi place. E foarte drăguță și eu m-aș îmbrăca așa. E drăguță. De fapt. Da. Da. Nu la prima întâlnire, nu m-aș îmbrăca așa la prima întâlnire, m-aș îmbrăca într-o zi. Într-o bună zi. Într-o zi. Dar nu în ce zi. Într-o zi cu soare. A. Ia să vedem, dragă, ce... Da, dați-ne-o mai... Da. Mina Iona, geanta asta totuși vreau... Lasă, până la ținută, vreau să-mi comentezi un pic această poșetă uh, șapcă de la JW. Păi, mie Ia. îmi place tot ce face JW Anderson. Nu, dar tot. Dar, dar de, de ce tot. nu ai... Ok, atunci, de ce nu tot. ai în garderoba această șapcă tip poșetă? Păi, am vrut să-mi o iau să știi. Da. Dar da. nu mi-am mai luat-o. De ce? Um, pentru că m-am hotărât să nu mai iau poșete, după cum bine știi. Păi tocmai mi-ai arătat în live anterior un clash de la Margiela. Acum nu te păi stai să că nu mi l-am luat. Păi nu mi l-am luat. Mi-ar plăcea. Și asta mi-ar plăcea. Da. Mi se pare simpatică. Ce nu-ți place la poșete așa? Că mi se pare foarte simpatică. Este pe bune. Cumva are, are un uh, sporty retro... Da. Știi? Da, da. Are, știi ce îmi place? Îmi place că are ceva de almanah. Mai ții minte almanahurile alea uh, comuniste, dar nu erau numai comuniste. Mă rog, almanahurile care apăreau în Europa în perioada anilor 70-80. Excursii la munte, uh, știi? Mă duce cu gândul acolo. Asta îmi place. Altfel, da. asta mică cine-i? Suzy Bubble? Da, Suzy Bubble și n-am nimic cu ea că îmi place Bubble. și îmi place și stilul ei hipiot, cum vrei tu, dar nu te suprații, asta, chiar dacă e o roche da. lueve, asta G.W. Da. Anderson, geanta, pălăria, nu-mi place cum merg lucrurile astea împreună, dar una, nici cu cizmele roșii, nici cu geanta de la G.W., nici, nici rochea hipi, nici pălăria, nu merge nimic cu nimic, acum pe bune. Da, știu. Și cum să știu. te mai duci așa la o primă întâlnire, Moris, pe bune? Măi, da, te-ai gândit că poate sunt genul misterios? Adică poate Suzy Bubble, misterioasă fiind, se întâlnește... Bine, ia săraca, stai puțin, ia săraca, nu merge acum la prima întâlnire, a merge la un fashion, da, la un show fashion. Noi dăm exemple de cum să dăm putem exemple. la o primă întâlnire. Dar poate se întâlnește fetiță cu cineva misterios. Poate se întâlnește cu un agent Suzy Bubble. Și agentul îi spune înainte de întâlnirea lui Suzy Bubble, măi, Suzy Bubble... Când ne întâlnim noi la English Bar, că au apucat aia între timp să scoată microfoanele sau nu, asta nu știm exact. Pune și tu o țipeică pe cap, eu o să-mi pun și eu o țipeică pe cap și ne recunoaștem după nerecunoaștere, știi? Poate Suzy Babă a învizajează cetățeni misterioși. Care au chestii nu, de ascuns Sau te duce așa îmbrăcată la un blind date știi? Și dacă nu-ți place respectivul a. Cu care nu se întâlnește Camuflezi și Fugi. pleci, ești pe ușă Ca să nu te recunoască Cum a făcut prietena mea Natalia Acum mulți ani de zile Când exista Mircu Sau cum se numea porcăria aia Cred că Mirc Știi? Mirc, da Ea stătea la bistro ne Un geam Intrase pe Mirc Cu nickname-ul Musca <coughs> Și aliniase fetiță vreo 20 de cetățeni în fața la atn -ul. Și să a uitat la ei. I-a chemat pe toți la aceeași oră, în același punct. Și am și zis atunci, măi Natalia, dar e foarte urât ce ai făcut. Adică sigur că noi acum peste 20 ceva de ani putem să râdem de chestia asta. Dar atunci mi s-a făcut milă de ăia săraci. Ia alinia ca pe tâmpi, așa în fața la atn -ul. Și ăia stăteau tâmpi, unul cu o floare, unul cu o bomboană. Și ea să uita de peste drum la ei, știi? Mă rog. Și n-a venit, nu s-a mai întâlnit cu niciunul până la urmă, logic. Nu, nu, nu. I-a lăsat doar să fiarbă în suc propriu. Câțiva s-au prins, că e o... Mă, în sfârșit, mă rog. Da. Așa. Dar fii atentă, dacă, dacă resuscităm noi ținuta și dacă îi scoatem pălăria lui Suzi, dacă îi lăsăm doar rochia, îi punem în picioare altceva, e ok? Da, e ok rochia, să știi, mie îmi place. Dar i-aș spune, că e, în picioare i-aș spune clar altce... Nu-ți place? Ba da, rochea îmi place. Ba da. Aș pune clar altceva în picioare, aș pune clar fără pălărie, altă geantă, poate un claci mai mic sau ceva și în picioare, nu știu, niște, niște, mm, niște ce moris, nu văd nimic în picioare cu rochia asta. Păi nu știu, domnica, niște ce, niște cevauri... Uh, uite, eu aș pune un uh, mules din asta, că tot am înnebunit cu mules și ăștia da. pe cuță. Da, Leca, da, ar merge da, da, Un saboțel, da. un saboțaș, ar merge, ai dreptate. Da, Auzi, dar personal îți, plac, ție, îți plac, personal și ăștia? miulurile astea? Nu i și ăștia au un context care poate să fie simpatic. Adică eu cu și îmi imaginez prin 83-84 pe terasă la amfiteatru la Ambiance francez, știi? Îmi imaginez da. un gen de pedicuristă blondă care este prietenă cu exact. o șopistă. cu sau deci... cu afeză pedicuristă, prietenă cu o șopistă, care făceau ele un fel de trafic cu Rexona, cu Kent, cu nu știu ce, și au sabotași, și 80 obzeciști cu bareta albă, perforată, mai lată. Da, 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 Polonezi cu toc mic de lemn, știi? Foarte să da. încoțopeniți și ea Dacă îmi propui contextul ăsta, poți să merg cu scenariu într-un film simpatic. Apare un italian, le combină, le duce la discoteca aia unde se intra pe dolari. Știi că era vis a -vis o discotecă unde intrai pe dolari. Era, nu știu, 3 dolari, 5 dolari intrarea. Ele cu italianul, mă rog, așa da, pot să fac un scenariu simpatic. Altfel, nu. nu. Bine. Ce să fac? Aici Asta e prea zis... circ. Asta e prea circa. <laughs> da. Dar uite, yeah. machiajul, soroce circ. Nu, bai, păi, a, nu. Aici e un circ gratuit, lăsând la o parte că nu merg piesele între ele, adică nici măcar dacă ar fi să vrei să faci un, un styling din ăsta clovnic, știi, nici măcar așa n-ar fi reușit. Pentru că janta nu se potrivește cu uh, pantalonii, cu redingota, cu nu. Nu-mi nu place nimic aici, nici, nu, nimic, nici pentru nimic. întâlnire. Da. Pentru niciun context. Nici pentru fashion show, nici pentru... Nimic, fine, nimic, nimic, nimic. nada. Pentru... Nu, nada. la circ, vorba ta, la circ e bine, e chiar bine la circ. Mai are și machiajul la, la stromboli circ. stromboli vine circul, ne ducem așa, asta poți, nu știu. Dacă ești ajutoarea lui Iosefinii, nu știu, abar n Mâna la dreaptă, <laughs> asistenta lui Josefini, poți să te duci așa, dar atât. Da, adică îți dau de, de asta vreau însoța. să înțeleagă că nu e un kink aici știi? Nu e un kink, nu e un statement Nu e un nimic de fapt E o încercare să e, e urât, e urât da. Nefiresc, în primul rând da. e nefiresc Știi că asta mă mai enervează foarte tare la styling-uri Când sunt nefirești Înțelegi? Da. De ce suntem, o penală, de ce gratuită, să... căutată Tâmpă da. Na, na. da da, Altă poză ia să vedem Asta e prietena eu, mea foarte bună. Eu vreau să spun așa, că am văzut poza asta ador. atașată în mail. Așa. Am văzut un mail mai devreme. Prietena ta, de fapt, ai să râzi și o să spun ceva ce nu o să-ți convină, dar este vag țoapă. Nu, nu e țoapă, să știi. Se dar îmbracă. Nu, nu Ce? Se îmbracă. Se îmbracă dacă impecabil. Ea considera necesar să iasă din casă în halul ăsta, pe bune, nu, domnica, nu poți. Nu poți. Nu. odată dată, o dată, a ieșit și ea tot clovnică cumva. Pe de altă parte, dacă iei piesele separate, fiecare piesă separat, piesele sunt foarte mișto. E, ei, dar nu i -i poți și să le iau separat. de ce să le iau separat? Dar le iau împreună, cum le propune fashionista Batalia. De ce să le iau separat? Eu le iau cum le-a propus ea. Și ce părere ai? E nenorocine. nenorocire, e nenorocire. Jur, pe cuvânt. Foarte urățeni, săraca. Da. Adică, Mai, dar nu o flatează, dar nu, nu, dar nu. Ea a încercat o culeală, dar nu e nicio culeală, nu-mi place nimic. Nu sunt de acord că, cred că, săraca, cred că e cea mai proastă ținută a ei, Ever. Nu știu cum am găsit-o. În fine, eu când da. am scris articolul despre ce să nu porți la prima întâlnire, am pus-o în ideea în care tocmai să nu combini atâtea pattern-uri, ca adică să nu te, uh, nu știu, cumva să, să nu uh, fie o, o nebunie vizuală, înțelegi, la prima întâlnire. Să fii da. puțin mai cumpătată. În... Ea nu e săraca da. cumpătată. Adică, uh, uh, <laughs> a lăsat-o pe aia mică, Delorus a obosit un pic, cred, știi? A, a tras preluat și a tras ea. și a tras și la propriu și l-a figurat și a obosit și a venit asta mică cu Suedezu. Suedezul i-a zis, fetiță, tu ia cardul, fă ce vrei cu el, că avem, încă avem în familie, bugetul <laughs> e încă nelimitat cu tot cu pandemie, tu fă mendrele. Și ea și le face, fetița, și le face prost. Prost, stai că asta e o poză mai veche. De când, de când de era la, bunica mă rog, facul? Nu, no, e de la ultimul Fashion Week, nu e mai păi vechi. vezi e de că recunoști cămașa, că nu e așa veche. Da. da, e de câteva luni. Da. Da? Da. Pe păi și cu asta mică ce ai săracă. <laughs> nu mi place soro, o pălărie asta să o porți, mai ales la o primă De, de ce nu e... e? Unde te duci cu pălăriuța asta? Mă rog, pălăria Pleci. e o piesă frumoasă pleci, te duci, de ce să nu te duci dacă plouă? Și oricum îi vine bine ei pălăria, uite-te la fața ei, ei. Da, vine bine. Da, părul, perișorul ei, culoarea bă, mantoului sau ce poarte, un top. Mie Cred mi se că pare pălăria asta. Cred că e semiații foarte reușitică totuși, da. Ea se uită așa un pic o nostalgie, cu o bănuială, cu o... mie îmi place să știi. Pe cuvânt. Da, măi, aș pleca da, și Mie îmi place. Bine, mi veni -o, -ai plecat La primul date? Așa ai plecat la primul date? Nu depinde cu cine mă întâlnesc. Poate mă întâlnesc cu, cu, cu fata aia care are restaurantul uh, cu nai. Cu Ampa One. Și dacă mă întâlnesc cu Ampa One, la prima mea întâlnire, să zicem că ele sunt cetățene care se vor una pe alta, și dacă mă întâlnesc cu cineva care e așa, Poți să-mi pun asta pe cap. De ce să ai dreptate, pun? Ai dreptate, ai dreptate. Ai, ai dreptate, da. Nu este niorul meu liberă. Nu trebuie să fii liber, dar plecați feiță cu pagoda. Ei vine bine, asta trebuie să înțelegem, știi? Da, exact, exact, da, da, da. așa e. Da. da. Eu aș pleca așa. Pe cuvânt. Cu păsmaluță. da. Cu păsmaluță. E un stil oricum, are un stil. Clar. Da. Are un stil. De ce să nu plec? Aș pleca. pleca. Da. da. Da, știi, depinde cu cine te întâlnești, adică depinde de. Păi de asta e problemul Păi nu da, dacă de fapt. Aici. Păi da. Asta e cel mai, mai important. Depinde cu cine te întâlnești. Da. Așa este. Dar ce gen de da. bărbat da. ar trebui să se întâlnească cu ea. Adică mă rog, ca să înțeleagă lucrul ei și stilul. Ei. Fome descrierea bărbatului care s-ar potrivi cu, cu ea. Având în vedere culoarea trenciului, cred că cel mai bine s-ar potrivi lângă domnul președinte Claus Iohannis într-un costum impecabil blămarin. Cum și poartă des. Cred că ți-am mai spus și acum câteva live-uri că post-pandemie l-am descoperit pe Claus Iohannis. Tuns da. impecabil, îmbrăcat impecabil, cu un discurs foarte civilizat, ma mama, mama, m-a agitat așa un pic, m-a găvăzdit. Îmi place, de fapt. Și îl văd cu o cetățeană care poartă un trench ocru, de exemplu, cu un batic din ăsta foarte retro, pe sistemul, uh, Habernam François Sagan, care conduce o mașină sport undeva în sudul Franței. Nu știu, îl văd bine, dânsul e căsătorit. Noi acum vorbim despre un scenariu ipotetic luăm fizicul unui bărbat, costumul și ne imaginăm da, da, de da, lângă. Da, da. ca tipologie. Ca tipologie. Da. Exact. Da, să știi da, că uite, cu o regizor. Asocierea care ai făcut -o. Nu? E o asociere reușită. Da, da. Și gândește-te da, da. totuși și la o primă doamnă care ar putea să poarte un gen de trenci cu un gen de batic pe cap, cu un gen de colan auriu, statement, nu știu ce. Da, da, ai imaginație, da. să îmi place. E, aici nu-mi place nimic. Adică nu că ar fi ceva nici greșit. Mie nu-mi plac gențile în culoarea asta. încălțările sport mi se par foarte urâte. Astea. Astea, nu în general. Ia să că nu le văd prea bine. Nu le văd prea bine. Nu, a, nu, data, da. da. e ceva, și eu, o atrocitate. Da, da nu da. merg deloc nu. cu rochia. dar deloc. De, deloc. Deloc. Cu rochia. Deloc. Deloc. Cu rochia și De ce nici și a nu-i vine bine în culoarea asta? Eh, nici ei nu-i vine bine deloc la corp rochea asta, că ea nu e, asta vine pe o fată foarte înaltă și foarte slabă, știi? Asta da. o face, nu știu, o face balon, gen. Uneori, mm. uneori îmi plac siluetele astea, balon, căcun, chiar dacă nu-ți pun corpul sau silueta în evidență, dar în cazul ăsta nu e bine, ies picioarele cum nu trebuie, nu, nu e bine, nu e bine. Nine, nine, nine. Eh. Hai, hai că e drăguță, e drăguță. E drăguță. Mai acum da. asta depinde cu cine te întâlnești. Asta zic, da. Uite, păi și cu eu cine zic așa, Dăneasa de exemplu, Dăneasa, s-ar întâlni cu o fată îmbrăcată așa. Dar câtă lume din cei care ne urmăresc pe noi acum, nu știu câți ne urmăresc, o știe pe Dăneasa ca să înțeleagă la cine te referi tu. Păi și ce vrei, acum să recomandăm? Numai ce? O rochiță sexy? Păi nu lasă, explică cine-i Dăneasa, explică ce Prietena de mea copii. foarte bună de-o viață, prietena mea foarte bună de-o viață. Care se întâlnește cu fete. Se întâlnește cu cine vrea ea, fetiță. Și asta îmi place foarte mult la Dăneasa. Se întâlnește cu cine vrea ea, când vrea ea. Și Dăneasa ar putea să se întâlnească cu cineva, băiat, fată, câine, pisică, șoare, ce iepure, ce vrei tu, îmbrăcat așa. Na. E foarte bine, perfect. Ai descris da. perfect. Da. Eu așa m-aș îmbrăca la sport, îți spun foarte sincer. Totuși, cetățeana are o găvâzdeală un pic mai conturată. Adică se vede că intenția e uh, post-sport stilistic, știi? E un pic mai căutată, un pic. Da. Păi normal că, sigur, că pantaloni, păi, atât de da. de piele. Dar zic așa, A. ca look, ca silueta, eu așa m-aș la sport. Mi se pare foarte cool pentru, pentru sport. Mm -hmm. Dragă, și aici ce nu-ți place? Dar n-am zis că nu-mi place, uh, ce, că nu-mi plac pozele pe care le-am ales. Am zis doar că fiecare da. are ceva ce mi se pare mie că nu se vede și la prima întâlnire. Aici mi se pare, de exemplu, da. ea e foarte interesantă, foarte fashionistă, foarte frumoasă. Dar chestia asta cu ascunsul sprâncenelor mi se pare foarte weird. Înțelegi? Da. Asta timp cât nu e un, un editorial de modă sau cum e aici... Bine, acum depinde fie... cu cine te întâlnești, că dacă te întâlnești cu Matthew Barney, cu soțul lui Bjork, poți. Da, știu, nu? dar noi vorbeam, adică, vorbeam de niște chestii mai șabloane, mai normale cumva. Dar într-adevăr, în ziua de azi nu mai există nici șabloane, nici... Ce, ce e anormal. Normal e ce e normal pentru fiecare. Nu există un normal Auzi, fetițe, uite același normal măcar pentru toată lumea. să vedem noi fete ca asta defilând prin București mai des și după aia să ne facem probleme. Că eu dacă aș vedea fete Ai, ca asta, ca cetățean asta mai des prin București umplând terasele, parcurile și troleibuzele, aș respira și aș răsufla ușurat. Dar din păcate, o, o... nu o să mai treacă multă vreme până o să vezi așa fete prin București. Da. Și totuși joi să mi se întâmple asta în pragul pensiei. <laughs> da, eu zic Ești totuși dragul să punem în pragul pensiei? Nu, dragă, mai am foarte mult până acolo, de abia începe, stai să vezi. Uh, hai să punem totuși un discret punct ca să pot să mă duc și eu să mă tund. Să poți și tu să bagi în băgăjele ce trebuie să bași ca azi pleci și să ne găvâzdim în lumea largă. să mi spui când faci următoarele live-uri ca să mă pregătesc o să le fac din vacanță, Moris. Și trebuie să caut internet din astea, știi tu. Păi uite, încercăm marți, dacă vrei. Perfect. Marți și joi nu filmezi? Joi nu filmez, nu. Cred. Marți sigur. Rămâne marți și joi uh, Dar să-mi dai și mie, te mesaj Teoretic joi, sper să, să nu ui. filmez Joi jo jo sau vineri, marți rămâne sigur Bine, perfect, așa rămâne Hai că sper că ne-a auzit și regia Ca să noteze acolo Și ne vedem marți La ora 12 Ok, ok, darling Pa